Dragi părinți, la mulți ani, dragi copii, bine ați venit la prima lansare Humanitas Junior de la Bookfest. Astăzi este ziua voastră și ne bucurăm că o petreceți alături de noi. Noi însă numim Humanitas Junior și invitata noastră specială, Carmen Diderle, autoarea volumului de poezii pentru copii, Cine a pus piper în mare. A venit cu greu, ca Moș Crăciun, din Cănămeț aproape, Vali Petrivean, ilustratorul acestei cărți minunate. Vali și Carmen nu sunt la prima colaborare. Cei care aveți volumele lor pe acasă, probabil că îi știți, îi cunoașteți și iubiți de mulți ani. Ei au pus la cale împreună de-a lungul timpului trei volume minunate. Pe dos, cred că e cel mai cunoscut și mai vândut și mai iubit. Apoi, În orașul Bucovil și Marele Acoperiș. La noi, la Humanitas Junior, anul acesta, Cine a pus piperul mare, un volum la fel de izbutit, dacă nu și mai și, pe care ne-am bucurat foarte tare să-l punem pe piață luna trecută, dacă nu mă înșel, da? Luna trecută. Deci au aceste volume un așa de mare succes. Aproape bizar, aș spune, într-o lume care nu mai dă atenție volumelor de poezie. În primul rând, Carmen scrie pentru copii. Îi știe, îi cunoaște, îi înțelege și scrie pentru ei și pe limba lor, cu umor, cu haz și cu farmec. Nu vă imaginați că sunt poeziști pentru copii. Printre rânduri, părinții care vor citi împreună cu copiii vor putea să deslușească nici poante care le sunt adresate lor. Ce mă bucură cel mai mult la faptul că am publicat această carte e că ne apropiem foarte mult de generația tânără, așa cum adulții trebuie să se apropie de generația tânără. Poeziile pentru copii de obicei sunt naive, pline de clișee, de o inocență adeseori dusă până la extrem. În vocabular de secolul XIX, cele mai multe, e bine, ceea ce face Carmen Diderle aici este să scrie în limba română de acum, pe limba copiilor. Mă gândeam, venind în place, dacă, de pildă, poezia Hultamă a obținut caz mic, mare un impact asupra unui copil din ziua de azi,